Ministrul de Interne Andrei Năstase îl acuză pe procurorul general interimar Igor Popa că ar pune la cale o crimă odioasă. Într-o declarație pe Facebook, Năstase susține că Popa încearcă să obstrucționeze începerea unei cauze penale pe numele lui Vladimir Plahotniuc pentru uzurparea puterii în stat. Că în momentul de față, procurorul general interimar, torționarul din 7 aprilie 2009, Igor Popa, pune la cale o crimă odioasă. Un grup de procurori a făcut acest raport și l-au înaintat procurorului general interimar pentru a lua o decizie cu privire la acest caz. În loc să ia o decizie, și bineînțeles decizia corectă, acest individ încearcă să obstrucționeze orice tentativă de a investiga o crimă odioasă săvârșită împotriva Republicii Moldova. Mai mult decât atât, spune ministrul de interne, chiar azi Igor Popa l-ar fi chemat la el în birou pe Alexandru Pânzar, fostul șef al Inspectoratului General de Poliție. Acest om, acest individ, care era obligat încă ieri să ia o decizie cu privire la denunțul pe care l-am depus cu privire la uzurparea puterii în stat de către Plahotniuc și alții, inclusiv de către judecătoria Curții Constituționale și alți funcționari. Acum câteva 40 de minute în urmă, acest torționar al lui 7 aprilie a decis să cheme în biroul său pe un alt torționar, să-l cheme pe numitul Pânzar, care este suspectat și el de complicitate la uzurparea puterii în stat. La câteva minute, Procuratura Generală, într-un comunicat de presă, a respins acuzațiile lui Andrei Năstase, considerându-le ca fiind presiune asupra procurorilor și judecătorilor. Cât despre Alexandru Pânzar, Procuratura a refuzat să confirme sau să infirme vizita acestuia în biroul lui Igor Popa. Ieri Andrei Năstase a anunțat că mai a intrat în posesia scrisorii autorităților elvețiene privind intenția de transmitere a informației către autoritățile noastre ce țin de implicarea ex-liderului PD Vladimir Plahotniuc în scheme de spălare de bani. Năstase i-a acuzat pe Eduard Harunjen și Adriana Bețișor de complicitate și tăinuirea acestor scrisori. La scurt timp, procuratura a confirmat primirea acelor scrisori, declarând că deja sunt demarate acțiuni cu privire la acest demers.